Nu ne grăbim, nu ne grăbim, că mai avem suficiente zile din an ca aici să povestim. Bună dimineața, stimați abonați și scumpe abonate ale canalului meu de YouTube, Nicu Bendea. O guriță de cafea. Se cere și se și recomandă. Ce faceți, cum sunteți? Iar n-am postat nimic video, am zis că să ne liniștim un pic, să ne punem ordine în gânduri. Că uitați, intrăm în linie dreaptă. Dar astăzi la 10 a sunat clopoțelul, semn că v-ați abonat și vă mulțumesc. Mulțumesc pentru că v-ați abonat, mulțumesc pentru faptul că dați share acestor videouri ca să ajungă la mai multă lume. Și după ce se termină acest video, imediat intrați pe canal și îmi scrieți acolo comentarii. Să ducem mai departe subiectele zilei discutate aici. Deci, mătura, mă scuzați, mătura, deja mi-a pus o soacră în brațe. Nu i-a pornit dimineața mașina și a zis că să-i o repară. Nu contează. Încă o dată salutare. Ce bine e că suntem în linie dreaptă încă un pic și punem deoparte anul ăsta, care a fost cu multe rele și cu mai puțin bune decât în anii trecuți. Lucrăm luni, marți, miercuri și după aia ce se întâmplă? Pauză, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Parcă te-ai putea obișnui cu așa ceva. Parcă te-ai putea obișnui cu 3 zile de muncă și 4 de odihnă. Așa ar fi mai omenește. Așa am putea bea și noi cafeaua relaxați. Cafea primită de la Ildico și Chris, prietenii mei din Anglia. Cafea primită de la Roxana și de la Ioana. Mulțumesc frumos. Știți voi site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Acolo dați câte o cafea. Eu iau cafea, o beau aici cu voi și vă povestesc. Că ăsta e rostul acestui canal, să povestim, să ne destăinuim, să discutăm, să bună dimineața. Nu-i așa? Ba e așa. Pe la voi a nins. Eu atât așteaptă băiatul ăla mare zăpada, să fac un om de zăpadă, să facem niște bulgări. O zis, ieri am ieșit un pic la plimbare, zice, tată, dacă mă plimb mai mult, oare ninge? Putem să punem paparude, șuie paparude, dacă nu vrea să ningă, nu ninge. Și acum, 7-8 grade se anunță senin. E bine că mai luam vitamina D de la natură, dar asta e farmecul sărbătorilor. Domnule, toate s-au decalat, toate s-au decalat. Măcar mai avem tradiții istorice. Nu-i Revelion, nu-i Crăciun, nu-i Anul Nou, nu-i Paști, nu-i Spași, nu-i... Ca să nu fie măcar un reportaj pe zi la o televiziune din Maramureșul nostru tradițional și istoric. Să duc reporterii, mâncă bine, cu cameraman cu tot și după aia filmează. Bineînțeles că în pensiuni tradiționale, unde totul e tradițional, de lemn cu termopan, cu șefa pensiunii care e îmbrăcată tradițional în haine populare tradiționale, cu unghii tehnice și gene false, totul tradițional și prezintă mâncarea tradițională, eco și bio. Aici avem friptură, cârnața fumat, cozonac cum făcea buna pe vremuri, așteptăm coțul culiță să bagă și gazda. Iar gazda de obicei aduce un braț de lemne, le aruncă în sobă, se uită așa la cameraman și zice, avem și o pălincă pregătită, dar nu arată pe toată, că mai trebuie și pe sama căsii, vorba românului. Da, deci totul bio, totul tradițional și la un moment dat cameramanul și ăla obosit, mătură așa masa unde sunt bucatele întinse și poți să observi tradiționalele bucate românești. Terină de porc, acolo pun platoaș, terină de porc, gujoane de pui, gravlax de somon și celebra ruladă de spanac cu prosciutto crudo. Gravlax de somon, cum făcea, tușa fie iertată, că prindea unchiul la copcă somonul și după aia tușa îl trăgea în gravlax cu mărar, cu miere și... Deci totul este tradițional, tradițiile se respectă. Unde e românul, acolo e și tradiția, dragii mei. Unde e românul, acolo e și tradiția. În Londra, trei români s-au asociat, că asta e farmecul, ăsta e farmecul, când tai porc. Bine, pe vremuri ți-l țineai în gospodărie, îl tăiai tu și după aia apăruse vorba aia, că cetățenii de la bloc tai tu la loc de porc, mă rog. Acum e faină asocierea. Să te asociezi cu 2-3, să cumperi porcul de la om, să verifici dacă e bună carnea și după aia să-l prepari pe pofta inimii. Așa s-a întâmplat și în Londra. Trei români s-au asociat, au luat un porc, un godag, l-au achilărit, l-au pârlit frumos, i-au scos organele și acum, nu, ca să ajungă la fiecare cu porcul, și-au pus porcul în spate. Imagine frumoasă acolo, pe în Soho, pe străzile Londrei, românii cu porcul în spate. Se uitau englezii, zice, bă, oare pentru asta am făcut noi Brexit-ul? Că ăștia stă taci cu tradițiile lor, nu? Tradiția în Londra care e de sărbători? Să se îmbete și să se ducă unii pe alții în spate, britanicii. Dar nu, noi ducem porcul, nu porcul de beat.
Și mergeau românii la primul român, au mers, au tăiat din porc, ce a mai rămas iar în spate, la românul următor. Iar au mai tăiat un de rap și uite așa. Dom'le, dacă noi nu respectăm tradiția, atunci cine s-o respecte? Tradiția este ca în fiecare dimineață de luni până vineri să ne vedem la 10 aici pe canal. Voi urmăriți ce zic eu timp de maximum 10 minute, după aia să comentați. Între timp mai luăm și câte o gură de cafea de pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Cu mulțumim Irdico și Chris din Anglia. N-ați văzut? Concetățenii noștri cu porcul în spate, nu i-ați văzut? Nu știu, poate Roxana cu Ioana, care au fost generoase și ele cu cafea, mulțumesc pe română. Printre atâtea rele bune, sunt doar trecători până lume, vorba lui Vereșeza, nu? Domnul Sorin Câmpeanu, controversatul ministru al educației, spune că școlile se redeschid treptat. Uite o veste bună. Se pare că cei mici, imediat după 11 ianuarie, creșele, grădinițele se vor redeschide, cei mici vor putea merge la școală până la 1-4 și după aia treptat și cei din gimnaziu, liceu și facultatea. Eu așa zic că dacă în semestrul 2 nu se face școală normală, anul ăsta e degeaba. A trecut degeaba anul școlar. În ceea ce privește anul 2021, cu toții l-am dorit mai bun, dar iată că prezicătoarea noastră, doamna Carmen Hara, care a fost o cântăreață de succes, surpriza serii Cântăreața Lia, acum știți că ea dă bombe de astea, ea dă preziceri puternice. Pentru 2021 ne-a zis așa, urmează un an greu. Mamă, dar ce glob de cristal are, ce cafea bună are, a dat în bobi cu cea. Dar câți dintre noi nu ne dăm seama că anul următor va fi greu, a? Trebuie să fii prezicător? Trebuie să iei pentru asta 100 de euro, 100 de dolari pe ședință? A? Va fi deosebit de greu, cu mari probleme economice. Și eu vă mai spun încă ceva. În 2021, vă fac și eu o prezicere, în 2021 o să ne meargă un pic mai bine decât anul ăsta. A? Așa ne dorim, că vedeți, a venit și albinuța, am primit primele doze. Parcă e o rază de speranță, 0,3 ml de speranță, fără reacții adverse, rapelul se repetă la 4 săptămâni. Acum să vedem, măcar să ne odihnim în anul care vine, că anul ăsta nici n-am făcut nimic, dar am fost agitați. Uitați-vă și noua garnitură de parlamentar, cum a încercat un Banciu, s-obosiți. 3-4 ședințe au avut, dar s-obosiți. buymeacoffee.com/nicubendea. Este un senator aur, sculptor, cu barbă, artist, mă. Ce-o pățit ăsta? O adormit. La a doua, a treia ședință, mă, se dea lumea acum. Doamne, ăștia imediat, pac, l-au filmat, mai ales cei de la putere, sau, mă rog, cine-o fi fost infiltrat pe acolo. L-au filmat, l-au pozat, l-au pus pe internet. Dar parlamentarul aur, sculptorul, s-a apărat, zice, eu stăteam în Vishinda Chakra. Deci, voi nu știți yoga, dar eu stăteam în poziția Vishinda Chakra. Bă, yoghini, mai trebuia un parlament să trag o spirală, că oricum pipii fac pe noi. Deci, stăteam Vishinda Chakra, zice, mă gândeam la proiectele, zice, sunt două comisii și să vedem, mă gândeam așa, cu putere sanscrită, cu putere yoghină, îmi curățam chakrele, mă, ce scuză. Goți o recunoscută în legislatura trecută, bă, dormeam. O dormit omul în parlament, o văzut că acolo șașa nu se lucrează nimic, o plecat pe teritoriu, în teritoriu, pe teren și ceva au făcut. De-aia nu mai e acum parlamentar, că s-o trezi la timp, da? Nu știu dacă senatorul aur, fiind în poziția aia de chakra, nu știu dacă sforea sau nu. Că uite-te, în câmpia Turzii, un domn a ajuns la urgență cu o plagă înjunghiată în buza de sus, că a venit vecinul s-o de jos și l-a bătut bine și l-a și înțepat cu cuțitul pe baza faptului că ăsta de sus sforea. În câmpia Turzii, orașul celor trei mistere, praf, fete și bariere. În câmpia Turzii, în Ghirișul istoric. Extraordinar. I-o bătut vecinul cât i-o bătut în țeavă. I-o bătut în țeavă. Nu mai sfărâi, mă, că nu pot dormi. Ăla nimic. Mâna porcul la jir. Mâna porcul la jir ca românii noștri cu porcul în spate pe străzile Luandrei. Și la un moment dat s-o dus sus și o bătut la ușă și... No, ăsta te sfărăia. O intrat, o spart ușa. Și o mers la agresa. Bă, nu mai sfărăi. Eu dau și un pic de cuțit. Nu-i bine asta. În fine. Cel sfărăit și cel înjunghează, ce de fapt a venit la nevastă mea, că o simți momentul că eu dormeam greu și... Numai Dumnezeu mai știe cât am alergat. Cerule cune, da, gata.
Mai avem mâine, poi mâine și punem punct anului lucrător. Și după aia, iară chef, iară taile la, taile la, iară bucatie tradiționale, să vă dea Dumnezeu să vească grav laxul pentru masa de Revelion, gujoanele și terinele, ca pe vremurile de demult când bunicile lucrau cot la cot și frământau panetonele cu mătușile noastre. Cam atât, pe azi vă aștept la comentarii să discutăm mai departe. Mulțumesc și o zi superbă!